Tirile în zi de mare sărbătoare, zeci de credincioși s-au călcat pur și simplu picioare la o biserică din Pitești. Cearta și scandalul au pornit de la faptul că preoții s-au gândit ca după slujba de ziua Sfântului Ilie să împartă pachete cu mâncare în uriașilor. Ce a urmat este de Doamne ferește. Cu cotul pe mine! Păi să ce împing eu, uite-te și pe tine! Păi cine împinge? Păi oprește și tu! Vă dau amendă! Da, să-i Doamne, pentru organizare aici. Absolut. Uitați-vă, am contribuit și cu ca să îmbrânci lumea. Vă rog să mă spun, mai am contribuit. Mi-am pierdut și broșa. Vă uitați un pic de agențele mele, ca și banii acolo, să mă uite broșe. Uitați-o, am găsit-o. Vine organizare, trebuia pachetele să le facă dinainte. Dinainte să le pui în pungi. Da. Patru femei de-abia se mișcă. S-au călcat în picioare. Da, m-a călcat, am zis că mor acolo asfixiat.